The Bike Riders, de-aia mi-am luat așa mai eu de ăsta, știi, și mama, tatuaje cu Batman făcute la, cu apă de alea, știi, ca, în, ca și ca la copii mici. Asta e pe bune, Cartoon Network-ul e tatuaj, pe bune. Știu, știu ce vreau să vă gândiți, ce-i cu vocea asta, ai văzut lupul în pădure, ai băut bere rece la meci, ai țipat la meci, ai fost că s-a calificat România, nu știu ce, nu prea sunt cu fotbalul, nu prea sunt microbiz, nu știu ce. Mă uit la europene și la mondiale, dar mă mai uit la adică atât, la europene și la mondiale, de fapt, și nu prea beau alcool, mai deloc. Deci aș vrea să zic că am făcut ceva cool, de-aia n-am voce. O să fie recenzia scurtă pentru că cred că e enervant și pentru voi și mă cam doare când vorbesc. The Bike Riders. Tom Hardy, tipul din Elvis, să-mi bat picioarele că îmi scapă numele acum, mă rog, a rămas și în Dune 2 și în tot ce l-am văzut în ăla cu al doilea război mondial, cu avioanele, nu știu ce, în toate Butler. Așa. A rămas cu aceeași expresie, aceeași privire, cu ochii mici de joacă tot timpul în reclame la Calvin Klein sau nu știu ce, știi, gen, habar n-am, parfumuri, nu știu ce, dracu. Da, nu zic că e un actor slab neapărat, dar aș vrea să văd altceva de la el, pentru că în toate până acum a fost tipul care arată bine și e foarte cool și are o privire foarte cool. Și atât, știi? Și Tom Hardy care face voci și sunete. Tom Hardy e foarte bun după mine, dar mă rog, pot să zic și că ăla are chestii de-astea ciudate și repetitive, aici are o voce mai enervantă decât a mea. Aș vrea să zic că filmul e mai mult decât se vede în trailer, dar cine a văzut trailerul, cam ăla e, știi? Aș fi vrut mult mai multă tensiune, mult mai multă. Aș vrea să zic acțiune, dar nu, aici nu să înțelegeți că, aoleo, îți plac exploziile și dacă nu sunt explozii și împușcături și... Nu, normal că nu. Dar e totuși prea monoton, calm, prea lent, nu neapărat, dar măcar de ar fi avut niște scene din astea, încă o dată ajung la suspans, tensiune, nu știu ce. Sunt vreo două, trei în care, da, poți să zici că te atașezi de personajele astea și, știi, le construiesc destul de bine încât să, când vin anumite momente de tensiune, de conflicte, de ceva, să simți, știi, și tu să aibă impact. Da, au construit bine, da, e cât de cât interesantă povestea bazată pe fapte reale, nu știu ce, pentru... Mă rog, cui îi place subiectul ăsta de, n-am zis despre ce e vorba, de cum s-a format o bandă din asta de motocicliști, cum se cheamă? Da. Club, mă rog, ceva de motocicliști, cum vezi la americani. N-am văzut serialul ăla cu motocicliștii, cu Charlie Hunnam sau cum îl cheamă. Am înțeles că e mișto, acum parcă mi-a făcut poftă pentru ăla, pentru că aici nu prea se întâmplă mare lucru. Sunt actori mulți mari. E și Daryl din Walking Dead, mă rog, destul de puțin. Sunt mulți mari cu roluri destul de mici. Nu prea au mare lucru de făcut. Tom Hardy putea să fie jucat de oricine. Da, are intensitatea aia lui Tom Hardy, dar când vin momentele alea, sunt mult prea slabe, mult prea scurte, mult prea... Da, n-am cum să zic altfel, calme, nu știu cum. Parcă am înțeles că bazat în realitate și dar puteai să te... joci un pic, dacă e doar bazat în realitate, puteți să te joci un pic să faci și audiența să simtă un pic mai mult, nu să treci așa, știi? Puteau să fie mai emoțional, puteau să fie, da, mă rog, asta e problema majoră cu impactul. Ritmul e destul de lent, dar nu ritmul, nu prea mi s-a părut că ritmul e, tonul mai degrabă. Impactul ăsta, până la final am fost gen, ok, știi, bine. A fost interesant, dar dezamăgitor, potențial ratat. Au jucat bine, dar mă rog. Ok? Știi? A fost mai mult pentru actori făcut, dar nici ea nu pot să zic, da, mamă, ce extraordinare interpretări. E o plăcere doar să stai să te uiți la ei. E o plăcere, dar nu atât de mare încât să salveze filmul. Deci, pentru ce a vrut să fie, după părerea mea personală, și îmi place subiectul, au fost două, trei scene destul de interesante, dar nici alea nu au fost prea.
plus 6 pentru ce a vrut să fie nota mea personală, din păcate. Sunt curios de părerile voastre. Ce personaj v-a plăcut cel mai mult? Ce actor v-a plăcut cel mai mult? În comentarii. Vizionare foarte plăcută în continuare și ce vreți să urmeze. Nu știu dacă o să mai fac la The Boys sau la House of the Dragon până n-apare un episod mai... Mai vedem. Vizionare foarte plăcută. Pa, pa, da, pa, da, pa, da, pa.